Bună, dragilor! Astăzi doresc să vă vorbesc despre obezitate, pentru că foarte mulți mi-ați trimis mesaje legate de obezitate. În primul rând, trebuie să știm că obezitatea este o boală cronică, dar este o boală cronică tratabilă. Putem să o tratăm. Cum o tratăm? O tratăm prin modificarea stilului de viață complet. Dacă avem nevoie de ajutor, apelăm la specialist și să nu uităm că avem și terapii pe care le putem utiliza în obezitate. Una dintre cele mai cunoscute este Saxenda, care se prescrie sub prescripție medicală doar, să nu uităm acest lucru după analize și investigații. Dar cum ne clasificăm obezitatea? Evident, obezitatea este clasificată în funcție de indicele de masă corporală. Acest indice de masă corporală, în momentul în care este peste 30 kg per metru pătrat, înseamnă că avem deja un grad 1 de obezitate. Ce este peste 40, deja este un grad și mai mare de obezitate, care intră în categoria obezitate morbidă. Să nu uităm că obezitatea poate să ducă la multiple complicații, cancer, cancerul de sân, cancerul de prostată, cancerul de stomac, diabetul zaharat tip 2, bolile cardiovasculare, refluxul gastroesofagian, ficatul gras. Sunt niște afecțiuni care pot să apară secundar obezității sau în legătură cu obezitatea. Dar ce trebuie să știm este că putem să tratăm obezitatea și este foarte important să luăm măsuri. Și mai ales să avem răbdare. Obezitatea se poate trata, dar se tratează în timp. Nu vom slăbi de la o zi la alta, deși ne dorim acest lucru, pentru că nu ne-am îngrășat de la o zi la alta, ne-am îngrășat în timp. Ca atare, tot la fel trebuie să și scădem în greutate. Ca atare, dacă suferim de obezitate, nu uitați, există soluții, apelați la specialist.